Din cauza bugetului redus, Basket Club Olimpic Baia Mare nu a mai putut continua în Liga Națională, în ciuda eforturilor făcute de conducerea clubului. Astfel, înainte de disputarea ultimului meci din sezonul regulat, când trebuiau să joace în deplasare la Sibiu, BCM a decis să se retragă din Liga Națională. Să se termine un campionat. Nu a fost susținere din partea asta, din mai mulți factori. Nu vreau să... Pentru că dacă spun nu a fost susținere, înseamnă că caut vinovat. Nu s-a putut. Credeți-mă, eu și azi n-am retras încă echipa. Eu doar vin pentru echipa. Bine, cărțile sunt aruncate. În acest sezon, băimărenii au avut la dispoziție un buget de aproximativ 50.000 de euro, oferit de autoritățile locale și județene. O sumă foarte mică, ținând cont de majoritatea echipelor din Liga Națională, care au un buget de peste 1.000.000 de euro. Sebastian Mann, antrenorul principal al echipei băimărene, a declarat că BCM a ajuns cenușăreasa sportului în Maramureș. Cât timp în anumite orașe se poate plăti și să ajung la niște sume exorbitante, mie mi s-a părut că ne-am fost cenușăreasa sportului în Maramureș. Asta am simțit eu. În momentul de față, în Liga Națională, cât timp nu ai un buget de minim 400.000 de euro, nu discut. Mai mult, peste 80% din finanțarea echipei a venit din mediul privat, însă acele sume nu au putut acoperi nici jumătate din grila de salarizare a jucătorilor. Noi am supraviețuit, eu spun punctul meu de vedere ca antrenor, am supraviețuit 80% din banii privați. Basket Club Municipal Olimpic a promovat în Liga Națională în anul 2016. Băimărenii au disputat 21 de meciuri oficiale în acest sezon, 19 în campionat și 2 în Cupa României. Din cauza acestor probleme financiare, conducerea clubului nu a putut forma un lot competitiv care să facă față echipelor din prima ligă și a obținut o singură victorie în campionat. Baia Mare rămâne astfel fără basket de cel mai înalt nivel și nu sunt semne că în viitorul apropiat să avem o echipă de Liga Națională.